Doamna Portasu ne va spune o poveste de pe vremea când era păscândură. Da, o pățanie. Rece. O pățanie. Gelul ele are cu pățanile. O pățanie, povestiți. Ce a spus? Nu v-a pus nimeni clei în loc de apă? Nu, ne-am ascuns în cotețul de găini și am făcut o chef în cotețul. Am vist, apare, era plin de pătrici de găini. Dar nu a fost pe scenă. Nu, a fost în cotețul de găini. Aha. După spectacol. Trea sau beat? E, pe cine mai poate ști? Ne-am urcat în pom ca să nu-i caute nevestele. Ne-a pus două scânduri mari așa late și dădea mâncarea și mâncarea, băutura și mâncarea cu prânghia din ospătarul de sus. Așa. Și nu l-ai văzut pe Lucică, nu, dar noi eram mâncare. Eu am coborât, eram mai tânăr decât ei, am coborât, nu știu cum am pus pe pom, călare, bă. Și m-a dus și am chemat pompieri să-i dau jos din pom, că nu puteam să-i dau. Au venit pompieri. Ca pisica, ați putut urca și n-ați putut coborâ. Eram tânăr. El mai ca el, dar n-a lucit că el era zeu. Și au venit pompieri. Ce, unde arde? Arde la grădina de bară, la ăla, unde? Nebunisca. Cu mașini, cu pompieri. Ce, dă-mă jos, domnule. Cum de la Mureș, și dă-i jos din pom. Da, i-am mendat. Bineînțeles. Eram prieten cu ei, că noi le făceam sportul, cum se fac acum aici, sportul Da, da. Și nu ne dădea amendat, ne-a amendat că m-am început, m-am curs, iau pompierii și astea, sunt doi pe tip de pom, de întrânt. Ce minuni făceau Dumnezeu! Și dumneavoastră chiar n-ați făcut nimica, n-ați sus cu minte? Da. Ca o fetiță cu minte? Cu minte. Și nu vă păcăli nimeni, nici de 1 aprilie nu vă păcăli nimeni. O singură treabă rea a făcut-o. S-o mărita cu mine. Da, asta e ghinionul vieții, ce să-i fac? Știți ce figură era, da? Cum v-a păcăit din 1 aprilie? Nu. Niciodată? Nu. Bă, ce oameni! Nu. Nici n-ați păcălit pe nimeni. Aveam un spectacol în care erau și baletul, și solist baletul în special, era un număr oriental. Mm-hmm. Un fundal pictat acolo cu mare serai și doi cântau cupletul, doi actori, Pater și Cugică, Dumnezeu să-i odihnească, că au murit amândoi. Că, stai, acum era cu, nu știu ce, ai și unde, ai cu cine, n-ai cu ce, ai și baletul se fac acolo. Și ăștia, baletul, așa, baletul se făiau gagicile pe acolo. Erau, atunci, erau doi militari interni, dragii mei, doi balerini de la operă, de fapt, prim soliști. Și ea țineau, le da șeful să țină de fundalul, că era așa. Așa. Și țineau că era ăsta ca un bener pe lemn, știi, pe lemn, și țineau unul dintr-un capăt, unul din celălalt. Și eu vin în culisă, mă, și zic, fii atent că te cheamă colonelul, îi spun unul. Unde? Nu știu. Urgent, colonelul Gârbă. Și-o lăsat sfara din mâine și-o dus. Lasă și ăla la cu, că era efectivă. Și se dărâmă, bineînțeles, ăsta, cade pe un balerin, n-am să uit, că era Stela era cu ăsta. Care Stela? O colegă, o balerină. Vorbește să faci ca nano acum. Balerină. Nu, dar spuneam de Stela, că știe, zic, Steluța era săraca, amețită, căzuse așa și tot își luase coronița de pe cap și tot o vârtea pe un deget trăznet. Așa, și asta nu era nimica. Dar în spatele acestui fundal se pregătea finalul cu popular, cum era, cu trăiască, cu de? Și cine erau? Erau bărbații, că fetele erau în scenă cu dansul oriental. Câte erau? Patru fete, cam așa, balerini. Restul era să îmbrăcau în popular. Așa, domnule, și cade jos fapta și ăia, în fundul gol, că era spațiu foarte mic între fundal și peretele care, ăsta de aici, dar un spațiu, ce să zic, cât masa asta. Și erau toți acolo, își trăgeau suspensoare, minuni, încercau să-și tragă izmenele și când cade la jos, ăștia în curvul, toți. Râsul. Na. Vă dați seama ce a fost acolo. Bineînțeles, colonelul, trăia Dumnezeu să rodinească, colonelul Ghinescu. Spune-i lui Leana să vină aici și spune lui, cheamă pe Leana, știa când mai am făcut împreună pe Leana. Mă aveam tot cu Pate și cu Gică,
cântau tot așa un cuplet, două patadila, ziceau, doi țigani, adică era pata la Cluj, unde fostem morat acolo, în cartier, două patadila era. Angajăm mulți botezuri și măruntări cu materialul clientului, știi, și cât e ceasul, nu știu cât, două, e și cinci. Nu, deja numai și cinci, bun, pierde mortul, hai repede să s-o răzgândi. Și intra o colegă de-a mea, un bilețel, aveți o scrisoare, o telegramă. Și unul o desfăcea așa și zicea, ei, na, mortul s-o răzgândi, nu mai moare, deci nu mai are nicio mormântare, bun. Uite aici tu. Și legat de treaba asta, începeau să cânte un cuplet. La care aia a trebuit să plece la Giurgiu, să cere de la șeful, vă rog, că plec Andrei la nu știu ce și-i dă drumul, să plece Ileana. Mă rog, intră tu pentru atât, să duc, că aia să zic că aveți o telegram. Și intru toți, noi suntem, angajăm mulți botezuri și intru frumos, două patavile, dar nu aveți nicio telegramă. Și aia s-a dat. De-aia s-a bărut. Erau sămânțe de râs, că era imposibil să se poată opri. Și când a început să se umple, poate avea 130 de kg și cu ăla când a început să umple și ăsta se uită la el și unul la altul și nu mai conteneau de râs, ci, dacă nu avem, hai să mergem. N-au fost în stare să lege faptul că s-a apucat doar mai departe de spus cântarea cu prețul pe care făceau. Vine, unii se blochează, alții au prezențe de spii, nu toată lumea era pe el. Dar râdeau un pop. Important e că a râs lumea. Și până să râdă că și-a dat seama că s-a întâmplat ceva aici la tur, dacă n-am venit. La Revelion, la Baia de Abui. Nu știu că stai chiar așa să nu te ieși. Sunt greu bătrâni de pornit, dar de pornit sunt greu de oprit. N-am știut că stai cu... Și eu, obră, minuni, socră. Vai cu tare, oh, văd pe ăla slin, ai nu știu ce leșin. Și în loc să leșin cum leșinam afară la pat, leșin cu cruzul, adică leșin pe burte. Stai cu sobloca chiar ăsta, era să sămânțele umflă râsul și zic, trăgea să mă întoarcă, să pot să-i dau, zic, nu mă întoarce că nici să văd gogoșarii. Aveam niște gogoșarii, era iarnă, cu pantalonii nași, cu buline mari, roșii, toată. Mi se văd gogoșarii tău. Să nebunească de râs. În sfârșit, de-abia au reușit să mă scoale de acolo mâna de râs. Spectacol cu transmitem în direct. O comedie bestială. Și eu eram o domnșoară bătrână care eram în limbă după tovară și director. Și la un moment dat ce bun, hai, la treabă, știi? Că tot, trebuia să pregătească, vezi, doamne, garsoniera în care eram toți acolo, pentru că venea de la televiziune să filmeze un muncitor fruntaș care era Cosma. Și trebuia să filmeze cum arată locuința unui muncitor, ce aveți tot, ce aveți pe acasă, floare, tricărți, tot trebuie să punem acolo covare, să facem o gărtumeră, să vadă cum trăiește clasa muncitoare, bine și bă. Și hai la mine, hai tovarășa, mai Miluță, hai la treabă. Dar eu, a tovarășul director și mă aruncă, avea o canapea, era așa o dormeză, de fapt, în scenă, și dau tovarul de și bâng, mă așez pe toate și dau cu picioare sus. Când au văzut, când la treabă, îmi dau tovarul și să nebunească. Nu tovarul și-o miluță, covor. La covor, că trebuia să strângem covorul. Și eu, a, vreți pe covor? Sigur că la tovarul și miluță. Era un râs, râdea Didi cu Ana Cosa. Ana cel puțin și aia o sămânță de râs și când râdea, pe la mijlocul scenei, la mijlocul sălii s-a auzit. Se dărâma la teatru când râdea. S-a auzit cum râdea acolo. Toată lumea era cu capetele în jos, hohotin, nu era posibil să... Ia, deci, dar și eu v-am râs bine, mulțumesc foarte mult. Promit că o să mai vin. Că te-am cu tot dragul, mă știți cum acum sunt atât. Nicio problemă. Dacă acum când n-ați avut chef, ați avut atâta antren, înseamnă că atunci când o să aveți chef, o să fie și mai grozav. Antreu. Bun, antren, nu antreu. Suntem un antreu, într-adevăr. Mulțumesc, doamne. O, doamne.